Așa. În ceea ce privește, spuneți dumneavoastră, modificarea sau schimbarea componenței CA-ului RADET, vă readuc aminte că nu mai avem acum CA RADET, pentru că acest Consiliu de Administrație, în momentul în care i-am informat că în scurt timp va începe un audit financiar la această regie și probabil în intenția faptului subliniat de mine la începutul expunerii că doresc să facă parte și din alte consilii de administrație și dacă din motive de prost management ar fi fost demiși, nu ar mai fi putut să facă parte din alte CA-uri și au dat demisiile. Deci, practic, în acest moment avem toate demisiile membrilor din CA RADET. Nu am venit noi cu inițiativa în fața dumneavoastră ca având un CA în funcție să vă propunem alte nume, eventual pe criterii politice. Nu putem să rămânem cu o regie atât de importantă și CA-ul să fie format din niște persoane care când au auzit că începe auditul, au fugit. Dacă dumneavoastră vă asumați, eu vă spun sincer cu toată dragostea, vorba cuiva, că nu mi-asum să rămână în continuare un CA RADET care când a auzit de audit a fugit.